Președintele PNL Suceava, Ștefan Alexandru Băișanu, este de părere că Gheorghe Flutur are o problemă în ceea ce privește capacitatea de a numi oameni în funcții de conducere. Pe de altă parte, are o mare problemă de a ține legătura și de a ține strâns aproape pe oamenii pe care îi numește în funcții. Cu părere de rău, trebuie să aduc aminte de domnul Curelaru, care a fost director EON, care a fost consilier județean și care în urma unui accident a decedat, accident petrecut la Clit, acolo unde monta pentru PDL BNR portocalii. Nu l-am văzut niciodată pe Gheorghe Flutur foarte supărat, foarte afectat de această pierdere, pentru că domnul Curelaru era un om deosebit și Dumnezeu să-l odihnească. Totodată îmi aduc aminte de domnul Andronache, fostul director de la drumuri și poduri, care a fost folosit de către Gheorghe Flutur atâta vreme cât a avut acesta interes. Băișanu a adăugat că au fost și cazuri când anumite persoane și-au dat demisia din cauza presiunilor la care erau supuse. Aș mai putea vorbi de domnul dr. Paziuc și domnul Olaru Florin, care și-au dat demisia din consiliile județene în momentele în care aceștia erau supuși unor presiuni politice de nebănuit. Ca să nu mai vorbim de momentele, aceștia sunt oamenii buni pe care Partidul Democrat Liberal i-a avut, oameni care au crezut în mesajul lui Gheorghe Flutur, dar care s-au convins că de fapt era doar o minciună, doar un mesaj și nimic aplicat. Dar mai putem vorbi și de oameni care au fost sacrificați din alte motive. O să vă aduc aminte acum că nu numai problemele din vamă scot în evidență incapacitatea lui Gheorghe Flutur de a numi oameni valoroși în funcției de conducere, și aduc aminte aici pe doamna Iordăchel Cristina, care a fost directorul Casei de Asigurări de Sănătate și care, știm cu toții, în urma unui control făcut de către organele abilitate, are undeva la vreo 20 ceva de miliarde de lei de lapidări. Liberalul a precizat că acestea nu sunt singurele exemple. Am să mă refer totodată și la domnul Târnăuceanu, Florin Târnăuceanu, la Mona Sândulescu, care au fost director și director adjunct al Direcției Protecției Copilului din directa subordonare a Consiliului Județean și al lui Gheorghe Flutur, care astăzi sunt maziliți. Deci, concluzia este că domnul Gheorghe Flutur se folosește de oameni, după care îi aruncă acolo unde ei n-ar mai putea face absolut nimic, și, pe de altă parte, numește oameni care au o probitate morală, nu una tocmai așa cum își dorește moralitatea politică și civică a României anului 2011.